Începând de astăzi, Organizația Județeană Giurgiu a Tineretului Național Liberal a demarat campania de strângere de ajutoare pentru copiii din mediul rural care provin din familii sărace. Tinerii liberali încearcă în acest fel să aducă o bucurie de sărbători și micuților cărora soarta le-a fost potrivnică. La punctele de colectare înființate în cadrul campaniei sunt așteptați zilnic între orele 9 și 17, inclusiv în weekend, toți aceia care doresc să facă un gest de omenie în preajma sărbătorilor de iarnă. Este o acțiune umanitară inițiată de Organizația de Tineret a Partidului Național Liberal. Ea se va desfășura în perioada 2 decembrie-17 decembrie în cele trei puncte de colectare din municipiul Giurgiu, în Parcul Mihai Viteazu, Piața Centrală și sediul PNL. De asemenea, această acțiune este demarată concomitent în orașele Bolintin, Vale și Mihăilești, cât și în alte 10 localități din județul Giurgiu, Singureni, Comana, Izvoarele, Adunații Copăceni, Crevedia, Roata și alte câteva localități. Giurgiuvenii care pot să ofere un zâmbet celor aflați în dificultate pot veni în intervalul orar 9-17 în punctele noastre de colectare și pot aduce orice le este care nu le mai este de folos, jucării, haine, alimente, pentru a face o bucurie copiilor din mediul rural. De ce v-ați adresat în primul rând copiilor din mediul rural ca beneficiari ai campaniei? Ne-am adresat către copiii din mediul rural, fiindcă în fiecare an majoritatea se îndreaptă către municipiul Giurgiu, iar cei din mediul rural sunt întotdeauna uitați. Ne-am adresat de asemenea fiindcă avem deja organizații și știm cazuri sociale deosebite din anumite localități din județul Giurgiu și vrem să le aducem și acestora o rază de bucurie. Înțeleg că și în weekend, sâmbătă și duminica, sunt deschise aceste trei puncte de colectare din municipiu? Inclusiv sâmbătă și duminica, în același interval orar, de la 9 la 17.